Domnul Prigoanu, bine v-am regăsit după mai bine de 2 ani, cred că ne revedem. Bine facem, bine găsim. Ce ați făcut în tot timpul ăsta de când nu ne-am mai văzut? Am crescut copii. A trecut și pandemia peste toată perioada asta în care nu ne-am văzut? A fost complicat în perioada de pandemie, pentru că după ce a decedat mama, cu 2 ani și s-a mutat și tata la mine. L-am mutat și pe tata la mine, că nu avea cu cine să stea. Ne-a prins pandemia aici pe toți. Am renunțat la tot personalul, pentru că asta a fost voința tatălui meu și eu am fost mamă, tată, bucătăreasă, spălătoreasă și așa mai departe. Ne-am împărțit sarcinile și a fost foarte complicată perioada respectivă. Să faci și pe bucătarul și pe profesorul cu online-ul și pe farmacista cu pastilele. Nu a fost simplu, dar am trecut și peste asta. N-ați mai avut menajeră? N-ați mai avut pe nimeni? 6 luni de zile am fost numai noi. Da, a fost totuși o perioadă fructoasă și fertilă din punct de vedere a relaționării între copii și bunicul lor, între mine și tata, între mine și copii. Au lipsit o lungă perioadă din viața lor, a stat la mama lor de 2 ani jumate, timp în care ne-am văzut sporadic și am avut timp să recuperăm pierderile respective. Ați spus că ați gătit dumneavoastră, ați fost și bucătar. Absolut. Știați de dinainte să faceți multe tipuri de mâncare sau v-ați mai uitat pe internet? Cum ați făcut? Foarte simplu, să faci de mâncare cel mai simplu lucru. Ce ați gătit? Ați făcut și ciorbă? Și ciorbă, supă, fricturi, alea, tocănițe. Eu trebuia să fac mâncare gătită la copii, mai ales la și trebuia să mă orientez înspre regimul lui alimentar, pentru că el nu are voie să mănânce supracaloric. Totul trebuie să fie fără gluten, fără, nu că e alergic, n-are nicio alergie, dar astea îngrașă, tot ce înseamnă făină, pastă făinoasă, zahăr, rafinat, ulei rafinat, și atunci a trebuit tot timpul să găsesc înlocuitori. La mămica lor e simplu, dăm telefon, vine pizza și toată lumea e fericită. Aici nu e așa. Nu comandați niciodată pizza? Absolut nimic. Nu. Și cum, faceți pizza în casă dacă ne poftă copilul? Nu mă interesează pofta lui, să-și pună pofta în cuie. Am mâncat 3 ani de zile în continuu și pizza, ajunge. Ați mai făcut ceva îmbunătățiri în afară de piscină? Nu știu, ați mai adăugat ceva, accesorii în sala de sport sau perioada asta de pandemie? Mai aveți necesar. N-a fost necesar. Ați avut tot ce v-a trebuit. V-a prins cu totul. M-a prins exact cum trebuie, zici că nu am dictat pandemie. Zici, gata, e totul rezolvat de noua pandemie, gata. Nu. N-ați trecut prin boală. S-a întâmplat să nu trecem prin boală niciunul, ne-am vaccinat și eu și tata. Tata a insistat și eu m-am conformat, nu că am fi avut vreo problemă. Copiii au un sistem imunitar foarte puternic, pentru că mesele lor conțin în principal usturoi și ceapă, foarte mult usturoi, foarte multă ceapă, mult aer curat și mult sport, și au un sistem imunitar foarte bine pus la punct, pentru că la 6 luni ne facem analizele și din analizele se lucrează asta. De când sunt la mine de 3 ani de zile, n-au fost răciți, nu le-au fost muci, n-au fost bolnavi, n-au avut diaree, n-au avut de niciunele. Au avut mici momente când mergeau la mama lor și s-o umflau cu mec și cu diverse, pe urmă 2 zile probleme. A plecat copilul la 28 de kilograme, mi se pare, și a venit la 65 după 2 ani jumate, a dat dublu greutății la vârsta lui și a trebuit să slăbesc 15 kg într-un an de zile ca să-l aduc cât de cât la o anumită greutate. Și acum facem eforturi să ne menținem, pentru că el fiind la pubertate se înalță și îl ținem la anumită greutate, ne cântărim în fiecare zi și a doua zi compensăm cu diverse exerciții, cu sportul și așa mai departe, dar totul luat într-o mare glumă, adică nu sunt lucruri impuse. La piscină nu trebuie să fac 100 de ture de piscină, pentru că asta e o prostie. Nu, mai vin încă 2-3 copii și facem un polo. Și alergăm după minge și sărim și facem concursuri de diverse. Copiii mei s-au apucat așa la pubertate, singuri de capul lor, unul să învețe japoneză și unul să învețe chineză. E un challenge între ei Nu, fiecare cu socoteala, cu treaba lui, cu camera, au dormitoare separate, au birouri separate, adică chiar au condiții să facă lucruri separate. Și am încercat cât se poate, fiind și diferență de aproape 4 ani între ei, să stea mai mult separat și am încercat să aduc copii care au vârsta lor, fiecare cu gașca lui și ne-am tras înapoi de la nimic. A vrut să învețe chineză, nicio problemă, învață chineză. Celălalt s-a apucat de fotografie, vrea să facă fotografie, ok, dă-i drumul, fă fotografie, nu te oprește. Chiar voiam să vă întreb ce alte pasiuni mai au, că ultima dată când ne-am întâlnit desfăceau tot felul de... Da, cel mare face parte de electronică aplicată robotică, inclusiv computere, dar la computere mai subțire, pentru că
satul ăla la computere nu e numai pe partea de creere de soft. El începe ca să intre cu tot felul, tot felul de site-uri care nu are el treabă pe acolo și atunci mai bine stăm și facem alte lucruri. Și au proiectele lor fiecare, cel mic, a început cu japoneza, singur de capul lui. Deci nu i-ați insuflat această pasiune sau idee de a învăța? Nu, nu. Face și el fotografie și acum face mixaje, vrea să fie DJ. Poftiți, dați-i drumul, nu vă oprește nimeni, faceți ce vreți voi. Probabil ei învață limbile astea ca să se ascundă de mine vorbind în limbile alea ale lor, să nu înțeleg eu. Probabil ăsta e. Credeți că ăsta e scopul? Sau probabil să aibă comunicare cu mama lor, ca altă motivație nu vreau. Deci spuneți că Adriana vorbește limbi străine. Păi dacă nu înțelege ce e bine pentru copiii lor, copiii au atitudine și se specializează. Sunt încântat că copiii mei vorbesc engleză de nota 9 scris vorbit. La anii lor, că învață limba japoneză și limba coreană. Astea sunt lucruri care s-au întâmplat. De exemplu, la engleză, în școala lor, pe anul de învățământ, clasa 7-a, 8-a, 9-a, 10-a, se dă un punct de aur la cel mai bun la materia respectivă, pentru că ei nu au note, nu sunt notați la școală. Și punctul de aur la limba engleză l-a luat dintre clase a 7-a și nu uitați că la școala respectivă sunt englezi nativi, născuți în Anglia. Da, 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 da. Și el a luat punctul de aur la limba engleză, de unde când l-a luat de la mămica lor, de exemplu, pe Maximus, s-a luat 6 la burtare și trebuia să fie exmatriculat. Copiii sunt mari acum, după cum discutam, și au acces și ei la internet și presupun că văd tot ce se întâmplă sau tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului între dumneavoastră și fosta dumneavoastră soție. Nu, știu, pentru că au stat acasă cu mama lor, că mama lor îi denigra public de față cu ei, în prezența lor. Adică nu trebuie să intre pe internet să știe ce a spus mama lor despre ei. E oricum totul public, ei au acces la internet, problema e că au și colegii lor acces la internet. Și colegii lor văd și toată lumea vede ce exprimare a avut mama lor despre copii. Nu poți să-ți denigrezi public un copil. Ce zic despre tot ce se întâmplă? Cine? Copiii. N-au nicio impresie. Ei sunt puțin ariciți. Eu le-am spus permanent că trebuie să o iubească și să o respecte pentru că e mama lor. În această casă nu se discută de mama lor, sub niciun aspect și nicio ocazie. Și dacă ei merg la Adriana acasă și vor să vă povestească ce au făcut acolo? Nu au ce să-mi povestească, nu mă interesează. Să taie macaron instant, ce discută cu mama lor rămân între ei. Dar poate simt nevoia să vă povestească ceva. Să nu-mi povestească. Să se abțină. Nu e cazul, nu sunt interesat. Pentru mine ființa aia nu există, nu înțelegeți. Femeia nu există. Eu cu nu am comunicare. Punct. Dacă dumneavoastră reușiți să spiritual... Totuși comunicați prin niște scrisori. Înscris. Nu mai înscris că deci mă pun la scurt. Nu. Da, un moment. Mă pun la scurt pentru că de unde intervine povestea asta cu vorbitul? Femeia e foarte abilă. E maniera în care noi putem comunica ca să avem și o justificare când întreabă cineva, da? Ai amenințat-o pe mama copilor? Păi, asta e să văd. Nu. Păi nu, ea zice că ai amenințat-o. Păi să-mi arate. Pentru că scrisul rămâne, vorbele dispar. Și eu nu am ce comunica cu această ființă. Nici măcar de dragul copiilor. Dar ce să comunică de dragul copiilor decât în scris? Eu cred că am comunicat mai mult despre copii cu mama copiilor decât alte cupluri care au vorbit la telefon. Păi, să trimiți 1000 de adrese, 1000 de hârtie A4 scris, comportă-te așa cu copiii, fă așa, atenție mare acolo, ce vezi ce le dai de mâncare. Ei nu îi reproșez nimica. Când îi scrieți, ce îi transmiteți mai exact? Nimic. Îi transmit cum să se comporte cu copiii. Cum ar trebui? Adică ce greșește în comportament? În primul rând a avut și o hotărâre că trească pe tema asta. Meniul copiilor. Păi copiii cel mic era supraponderal. El nu are voie să mănânce fast food, băuturi acidulate și așa mai departe. Și când a fost o dată, acum câteva luni, la mămica lor, i-a dat 2 litri de 5 pungi de chipsuri, mâncare. Și l-a pus în față la televizor și a venit acasă după ce a mâncat și vreo 3 pizza. Dar de unde știți dacă nu vă povestesc copiii? Pentru că când vin, îi pun pe cântar. Am înțeles. Da, deci la mine copiii sunt cântăriți zilnic. Nu așa, din două în două zile. Și noi avem dovada aici. Ce scrie acolo sus? Greutatea copiilor martie 2021. Da. Cu ce greutate a intrat? Primul e a doilea e
patrulea sunt eu, cu ce greutate a intrat copilul în luna? 60,5. Așa, și cu ce greutate a ieșit? 60,6. Deci s-a îngrășat 100 de grame într-o lună copilul, da? Da. Ok. Vă arăt când am mers la mămica lor, 1,8 kg în 2 zile. 1,8 kg în 2 zile. A fost bolnav 3 zile. A vomitat și a avut diaree. De la și de la mâncarea nesănătoasă care a băgat. N-a făcut cir și cas pe tema asta. Adică au avut niște probleme majore. Și cu toate astea, n-am încetat să trimit copiii la mama lor. Cu totul că aveam niște motive beton, frate. Nu, păi, e otrăviști, nu se poate. Dacă ești asta e. Dar ei cer aceste feluri de mâncare sau li se oferă? Probabil le cer și ei, dar trebuie să fii ca adult înțelept. Adică, domnule, dai ceva cu măsură. Luăm o pizza 5 persoane. Ok, fiecare cu o felie, ne-am distrat. Ce e minunat. Dar nu poți să dea la un copil 3 pizza. De unde știu că le-a dat pizza? Păi, uitați-vă pe Facebook-ul doamnei Adriana, care sunteți face reclamă. Sunteți prieteni pe Facebook? Nu am văzut la... Mi-a arătat pe telefon și zice, uite, a apărut iar. Și copiii și pe tema asta sunt foarte supărați că îi fotografiază și îi pune pe Facebook. Am mers la mămica lor și am mâncat 17 mici. Nu poți să dai 17 mititei, cum a zis copilul, la un copil. Nu ai cum să-i dai 17 mititei. Cum un copil a mâncat. Un copil a mâncat, e doar 17 mititei. 17 mici, nu poți să faci așa ceva. 3 pizza, după care i-ai dat 40 de clătite. 1,8 kg s-a îngrășat în 2 zile copilul. Păi nu s-a îngrășat 1,8 kg stând la desene animate. Nu. Deci nu, eu nu sunt de acord cu chestiile astea, dar nici nu vreau să doarmă acolo, pentru că nici nu au loc și nu mai intru în detalii, că pe urmă zice că sunt pricinos. În general, aparițiile lor au fost cu urmări grave pentru psihicul lor. Să le spună copiii, bă, zi, măta, că ești că ești și așa mai departe. Dacă copilul vrea să se facă, de exemplu, pilot, în general să faci un research pe internet și cauți personajul și acolo găsești că mama a spus că nu trebuie să fie adevărat. Dar e un semn de întrebare pentru oricine. Stai-mă puțin, hai să le eliminăm pe ăsta din examen, nu ne încurcăm. Am anunțat și pe copii și pe toată lumea. Atenție mare ce puneți pe internet, ce poze și așa mai departe. Pentru că fie orice lucru va fi folosit împotriva voastră. Corect. Nu în beneficiul vostru. Niciodată nu va folosi cineva o informație chiar pozitivă în beneficiul tău. Nu! Va folosi să te denigreze. Cât poate să te extorcheze, să te excrocheze, să facă lucruri nasoale. Că la asta ne pricepem noi genetic. Mai sunt și oameni buni pe lume, nu? E, nu vorbim de mine toată emisiunea. Ce zic copiii? Vor să meargă la mama lor? Nu. De ce nu? Și oblig să meargă. Pentru că, cum v-am spus, e un loc de teroare unde au fost bătuți, unde au fost umiliți, unde au avut un program bramboric cu totul. Copiii nu-și doresc să aibă un program. Dar în momentul în care intră un program, ei simt nevoia de un program. Ei, în afară, copiii trebuie crescuți cu iubire și dulceață. Trebuie să ai talent să crești un copil. Credeți-mă, nu oricine se naște pedagog. Nu oricine. Eu am renunțat la copii, la revedere. Dar dacă instanța a hotărât să mi-i pună în brațe, acum ce să fac? M-am dedicat cât am putut, mi-am făcut în așa fel programul încât să stau și cu ei și copiii simt nevoia de afecțiune și nu poți ca să dai afecțiune fumând în nasul lui. Nu asta e afecțiunea, să stai lângă copil pe Facebook. Nu asta e afecțiunea, el așteaptă să-l mângâi, să stai de vorbă cu el. Dar nu să-l mângâi 3 minute. Îl așteaptă cele 2-3 ore chiar să discuți cu el. Să-l bagi în seamă, să-l întrebă, dar ce probleme ai, frate? Dumneavoastră sunteți un om foarte serios și păreți așa... O, vă mulțumesc ce mâncați. Și voiam să vă întreb, vă puneți așa la mintea lor, vă jucați cu ei, cu cum un să Lego ne? Sau cu dar ce se mai nu? Joacă dar, ei? Normal, cum să ne jucăm adică cu nu acum sunteți... am depășit perioada de Lego. Da. Dar ne-am jucat cu trenulețe, montam în casă trenulețe, adică vă făceam, puneți la mintea lor... Împreună montăm bradul, de exemplu, împreună tăiem cu traforajul, lipim fire, facem și așa mai departe. Asta înseamnă să petreci timpul cu ei, adică ești foarte atent la ce fac ei, îi înveți anumite lucruri. Dacă eram... Nu mă pricep, eu învățam și să croșeteze. De exemplu, a apucat într-o zi croșetatul. Mă rog cu Mihai, l-a învățat să croșeteze. Mihai, mă rog, locuiește mare... aici cu dumneavoastră da, și cu copii? Da. Hei, mai în subțire, nu stă permanent. Mai pleacă, mai vine, weekend-uri în special, vine cu copii. Copiii sunt de vârsta copilor mei, copiii... Și se înțeleg bine, nu? 13-14 ani, da, păi are două fete și... copii după fete și are și un băiat și care aceeași lungime de undă cu... sau 14 ani amândoi
se joacă cu jocurile lor și așa mai departe, sunt o gașcă ok. Deci sunteți o familie frumoasă, așa, totul. Din exterior așa se vede. Am încercat să ne creez un ambient în care să se dezvolte normal, să aibă pe lângă ei și fete, să fie și băieți, să se joace, să se distreze. Cât am putut, am încercat să compensez lipsa mamei, lipsa unei femei din viața lor. Oricum, de copii nu s-a atins nimeni niciodată, nu le-a tăiat nimeni unghiile de când se tăie și nu le-a făcut nimeni baie, nu le-a dat nimeni de mâncare decât eu. Chiar dacă altcineva a făcut mâncare, eu l-am pus în farfurie. Nu s-a existat să le pun altcineva în farfurie. Nu, nu există așa ceva. Foarte frumos. Eu i-am îmbrăcat, eu i-am dezbrăcat, eu i-am îmbrăcat de școală, eu i-am dezbrăcat. Eu le-am făcut duș, le-am tăiat unghii, le-am făcut tot. Apropo de îmbrăcat, vă cer haine scumpe sau branduri scumpe? Nu, păi nu există brand scump sau haine scumpe, pentru că uniforma școlară, la ei cu uniforma. În timpul liber, nu știu. Care timp liber? Două luni pe an? Ce timp liber? Ca acum se poartă, tot nu interesează, sunt băieți, nu îi interesează de niciun fel. Nu interesează haine, branduri, nimic. Nimic, nimic. Nu vă cer. Nu. Deși Adrian... Mi-a cerut kimono, pentru că el învață limba japoneză și vrea kimono. Care este programul de vizită al copiilor? Trebuie de două ori pe lună să meargă la mama lor de sâmbătă până duminică seara. Și dorm acolo cu ea? Nu, păi a fost odată și a venit seara pe acasă, nu dorm acolo. Nu au unde să doarmă. N-au. Păi înainte nu dormeau acolo? Păi dar dormeau trei într-un pat. A, și acum nu, că s-au făcut mari, nu mai au... Nu, și ei vor intimitatea lor, camerele lor, au problemele lor, e problemă. Eu nici n-am fost de acord în instanță ca să doarmă acolo, pentru că nu le asigură condiții de dormit. Unul dintre copii îl culca la un moment dat în bucătărie pe un pat pian și unul îl culca pe balcon. Spuneau copiii, n-am văzut, nu știu dacă e adevărat sau nu. Adriana spunea aseară că de acum încolo, conform unei hotărâri judecătorești, trebuie să petreceți zilele de naștere ale copiilor împreună. Acum sunt și hotărâri judecătorești inepte. Asta nu înseamnă că dacă există o hotărâri judecătorească, trebuie pusă în definire ad literam. Dacă doamna judecător hotăra să facem ziua copiilor într-un loc, știu eu, public, la un loc de joacă, făcea sens. Dar să mă obligi tu să mă duc acasă la cineva, e mult peste puterea mea de înțelege. Și dumneavoastră nu o puteți primi aici pe Adriana? Doamne ferește să calce în pe proprietatea mea. Măcar în curte aici, să faceți o masă. Cu mandat de percheziție, domnul procuror, vezi, nu are ce căuta cineva aici. Nu are ce căuta. E mama copiilor. Dar dacă ei o să vă ceară să vină Adriana de ziua lor? Dacă copiii mei se căsătoresc și Adriana merge la nuntă, eu voi lipsi. Nu mergeți la nunta copiilor? Sub același acoperiș cu doamna Bahmuțeanu, care ne-a denigrat public copiii, eu nu stau decât la tribunal. Păi faceți nuntă pe o pajiște și nu să aveți acoperiș. E treaba ei, eu îi fac una în altă parte. Să mai poartă nunți de asta, una în România, una în America. Știți că nu poate să vină neamurile cu avionul, deci eu n-am nicio problemă. Nu am de gând vreodată să stau la aceeași masă cu această femeie. Never. Domnul Ivan, dar puteți că lumea mai uită ce s-a întâmplat. Adică probabil eu am memoria mai lungă, eu nu uit. Deci faptul nu puteți să dați uitării ceea ce s-a întâmplat între dumneavoastră și Adriana. Dar nu s-a întâmplat între mine și ea nimic, n-ați înțeles. Ea și-a denigrat copiii ei, nu pe mine. Că m-a făcut pe mine troacă de purci, să fie sănătos, nu mă interesează, da? Bate vântul, la revedere. Dar faptul că mi-a denigrat copiii public, asta e de neiertat. Asta nu se uită, nu o să ierte copiii toată viața, credeți-mă. Pentru că vor avea repercursiuni în viață. Dar poate că ei o vor ierta. Și dacă le urez succes, dacă... e treaba lor, e mama lor. Eu i-am învățat pe copii să o respecte, să o iubească, nimic altceva. În casa asta nu se discută nimic de mamica lor. Dacă ei o vor ierta, o veți ierta și dumneavoastră pentru faptul... Nu am nicio legătură cu copiii mei. Că a vorbit. E treaba lor pe cine iartă și cum iartă. Eu nu sunt în locul lui Daniel. Nu că n-aș fi putut să ajung. Dar nu m-a interesat. Deci nu mă ocup eu cu iertăciuni și cu chestii de astea. Nu, cu mine, pentru mine a murit și rămâne moartă și îngropată și la revedere. Ea este foarte deranjată de faptul că aseară iar ați jignit-o în direct și că... Pe cine? Eu discutam cu Capatos. De ce s-a băgat în seamă? Cu ce am jignit-o? Că ați spus de ea, că e mincinoasă, că... Dar e... Pe cum să poți să minți în halul ăsta? Pe ce caută copiii la mine, doamnă? Nu înțeleg. Eu i-am dat copiii cu hârtie notarială. Ia-i și pa. Ce caută la mine astăzi? Asta am întrebat-o și pe doamna judecătoare. Ce caută copiii aici? I-am furat eu cumva, am sărit gardul și am răpit sau... Care e problema? Păi dacă au fost la tine 2 ani jumate și n-ai fost capabilă să-i stăpânești, să-i crești, să-i educi,
Și au hotărât o instanță că nu e bine la tine, că e bine în altă parte, pe ce vine la mine? Deci copiii n-au ajuns la mine pentru că am insistat eu. Nu, a insistat instanța și protecția copilului sector 5 și școala unde erau ei. Și mai zice că directoarea e în pușcărie și de ce legătură are directoarea din pușcărie cu situația copilor? Păi să vedeți ce rapoarte mi-a făcut psihologa de la școală de vă puneți mâna în cap, cât copiii au fost la mama lor. Dar copiii merg la psiholog acum? Nu, nu. Niciodată cât vor locui cu mine și vor trăi cu mine, nu vor mai merge la niciun psiholog, indiferent de hotărârea oricui de pe planetă. Dar... De 4 ori au fost târâți copiii mei la psiholog și toate rapoartele, înainte, când stăteau la mama lor, rapoartele au spus că copiii trebuie să schimbe mediul domiciliar. Adică toate rapoartele au spus, bă, nu au ce căuta la masă. Dar în prezent ei au parte de evaluare de către cei de la protecția copilului? Nu. Nu mai au. Deci nu se poate întâmpla ca cei de la protecția copilului să vorbească cu copiii, cu minorii. Cum și ei să nu? Spună că vor să meargă la mamă și să se dar schimbe. Dar protecția copilului e în poartă când scot copiii, de fiecare dată. Când merg la Adriana? Da, bineînțeles. Așa. Și ultima dată am insistat eu la copii și am urcat în mașină obligatorie. Zic, nu sunt de vorbă, vă urcați în mașină și am rugat-o pe doamna de la protecția copilului să consemneze în procesul verbal. Că e ultima dată când mi-am obligat copiii să meargă la mama lor. Deci a avut ocazia încă o dată, adică ultima dată să se comporte cu copiii încât copiii să-și dorească să meargă acolo. Deci ei merg numai cu protecția copilului nu însoțit? Nu merg cu protecția copilului. Ea a cerut imperativ să monitorizeze protecția copilului, okay. Copilului mersul în vizită. Bineînțeles că doamna a făcut circurile astea toate și le face ca să aibă ea acolo documentație de mamă bună. Ok, sunt de acord cu orice. Treaba mea, prin hotărâri judecătorească, e să-i scot în stradă. Dar atenție mare, au fost zile când eu i-am scos în stradă și mama lor nu a venit. A încercat prin toate tertipurile și ce a făcut cu psihologii și cu psihiatri și cu toate să-i scoată pe copii. Deci copiii sunt puțin eu la fel. Și ea să devine tutore pe acțiunile copilor și chestii de astea. O prosteală fără margine. Asta e în filmele proaste americane, nu în România. S-a țepuit, îmi pare rău. Mihaela, soția dumneavoastră, ce spune? Bahmuțeanca să-și aducă aminte care copii să-și plătescă pensia alimentară. Zicea că nu are dosar penal. Are dosar penal, i-am făcut o plângere penală pentru că nu a dat pensia alimentară copilor. Bașca a de mai cât încasat... timp n-a plătit? De 2 ani jumate, de când sunt copiii la mine. Niciun leu. Deci n-a plătit. Și mi-a trimis 1500 de lei la procedura de urgență când a primit citație și a chemat-o pe dosarul penal respectiv, după care mi-a mai trimis 5000 de lei. Păi din 40.000 de lei cu 6.500 de lei să face primăvară. 3 luni dacă nu plătești pensia alimentară e infracțiune. Da, da, da. E penală. Și nu scrie acolo virgulă sau amendă. Nu, dar cât are penală pe lună de plată? Nu știu. Ea a zis că a avut 60 și nu știu cât de mii venituri, că ea a zis că n-are venituri, dar a făcut declarație de avere când a candidat la sectorul 1 și a zis că a avut 64.000 de lei. Din presă am luat articolul și l-am depus la plângerea penală. Păi domne, cum a avut 64.000 de lei și a uitat să dea 20.000 la copii? Sunt banii copilor. Eu cât timp a fost plecată de acasă, fără hotărâri judecătorească, am primit 50 de lei pe zi la copii. Zilnic, 3 ani de zile, să ne înțelegem. Că erau puțin bani. Nu mă interesează dacă erau puțin sau mulți. Și instanța a hotărât 50 de lei pe zi. Plus de 6 copii. Lei de, plus 6 lei avizul de primire. Adică ea mi-a semnat pe fiecare 50 de lei, 52 de lei, a semnat de primire. Am 6 dosare pline cu hârtii, în care ea a semnat și eu am plătit inclusiv avizul de primire. Dar n-ați obosit cu atâtea hârtii, cu atâtea dosare? Nu obosesc niciodată. În interesul superior al minorilor, niciun efort nu mi se pare mare. Tot pentru interesul superior al minorilor ați făcut și facultatea de drept? Nu, are legătură cu alte cele. Am făcut facultatea de drept ca să mă dumiresc în ce lume trăiesc. Să ne întoarcem puțin la educația copiilor. Înainte de a-i muta, aveam mari probleme cu matematica. Și atunci, în vacanța de iarnă, cât a stat la mine, a făcut 10 ore de matematică pe zi cu un profesor. 10 ore pe zi, atenție mare, inclusiv de Crăciun și de Revelion. De 1 ianuarie, noi ne-am trezit dimineața la ora 8, 9, nu mai știu câte ani, și la ora 10 am început orele de matematică. Am început bine anul. Da. Ați înțeles? Și rapoartele care le-am primit de la școala britanică după
primele 3 luni de școală, că am cerut imperativ să-mi dea niște rapoarte, să facem o evaluare a copilor, da, 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 că cerea instanță și așa mai departe, învățătoarea lui a spus, e o plăcere să-l ai pe elev în clasă, care e un tip comunicativ și foarte atent cu colegii și lucrează în echipă, pentru că se pune mare bază de lucrat în echipă. E foarte grijuliu și atent cu toată lumea și ajută colegii și prinde foarte repede. De unde el era exmatriculat de altă școală. Mediu familiar, mediu școlar și așa mai departe. Nu că școala 150 n-ar fi fost bună, dar dacă tu duci, culci copilul la 5 dimineața și la 7 duci la școală, cum să-ți dea randament? Aici, la ora 8 jumate, e dăniță, îmi pare rău. Asta e. Da, trageți de ei sau s-au învățat așa cu programul acesta? Nu, e program, acesta? Nu e oră fixă de masă, oră fixă de somn. Nu sunt nicio habotnic cu habotnicilor. Păi dacă e ziua lui, ne culcă și la 12 noaptea, dar întotdeauna ziua lor pică sâmbătă seara. Nu pică joia, vineri mergem la... Nu, nu se potrivește, nu merge. Dar noi mai avem zile în săptămână, mai întindem povestea, dar întotdeauna sâmbătă. Pentru că duminica ne-a relaxată treaba, adică nu ne trezim dimineața. Mergeți la biserică cu ei duminica? Nu, că nu-mi cer chestia asta. Dacă mi-ar cere, mi-a cerut odată vrea să meargă la biserică. Ne-am urcat în mașină și de la biserică. A prins un mână, s-a rugat el pe acolo, nu știu ce a făcut și cam atât. În general, ne mergem la fratele lor, la Darius, la mormânt acolo și acolo se roagă. E mai intens, mai mult el e mai spiritual, așa. E mai... fratele meu, te rog să notezi ce a zis și e în regulă. Eu nu îi opresc de la niciun fel de religie. Dreptul lor să-și aleagă ce religie vor, ce partid vor, să iubească pe cine vor ei. Faptul că se vor căsători cu o femeie e un mare succes pentru mine, ce educație le-am dat. Dacă se căsătoresc cu un bărbat vreunul dintre ei, pe mine să mă anunțe numai la nuntă eu ce sunt, socru mare sau socru mic. Atâta fost. Să știți ce floare vă puneți exact, în piept. Adică nu vreau să fie emoționat.